Bun găsit pe acest canal, eu sunt Adriana. Astăzi vreau să facem rulouri cu vanilie. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 2 pachete de foietaj, 500 ml lapte, 2 gălbenușuri, 50 de grame de amidon, esență de vanilie, 100 de grame de zahăr și 50 de grame de unt. Ne vom ocupa de crema de vanilie, unde avem nevoie de zahăr, 2 gălbenușuri, esența de vanilie. Amestecăm totul cu un tel. Punem și amidonul. Sau puteți folosi făină. Acum, puțin câte puțin, vom pune laptele. Până vom omogeniza totul. Am pus cratița pe foc și amestecăm încet. Până crema noastră fierbe, așa arată cornetul. Dacă nu aveți cornet, vreau să vă arăt o metodă foarte simplă de a face cornete. O folie de aluminiu, așa, o înfășurăm în două, așa, foarte ușor de făcut, așa făceam și la început. Și o rulăm, așa. Așa. Dacă nu aveți cornet, cea mai simplă metodă. Rețetă foarte ușoară, la îndemâna oricui. Crema noastră deja se îngroașă. Amestecăm. O voi da deoparte și ne vom ocupa de foietaj. Aluatul am să-l întind cu sucitorul, puțin. Și voi tăia foietajul cam de un deget. Cornetul am să-l dau cu puțin spray, să nu se lipească. Și vom înfășura. Așa arată. Următorul tot așa. Și așa vom face până vom termina tot foietajul. Foarte ușor de făcut. Dragii mei, rulourile mele sunt gata. Depus în cuptor. Am deschis cuptorul la 180 de grade și le voi pune pentru 15-20 de minute. Așa arată ele gata. Am transferat crema într-un bol unde voi pune margarina. Și vom mixa cu mixerul. Dragii mei, așa arată cornetele mele. Le voi lăsa la răcit și le vom umple cu cremă. Le vom scoate afară din cornet. Mie, în total, m-au reșit 18 bucăți. Acum voi pune într-un poș cremă și le vom umple. Așa arată bucată.